Salutare prieteni. Cu siguranță ați auzit de chimista și fiziciană poloneză Marie Curie. Aceasta este singura savantă care a primit de două ori Premiul Nobel în două domenii diferite, chimie și fizică. A descoperit două elemente chimice, poloniul și radiul, și a introdus termenul de radioactivitate, contribuind la găsirea primelor tratamente împotriva cancerului. Vă invit în minutele care urmează la o lecție de chimie. Bună ziua și bine ați revenit la teleșcoală. Mă numesc Voichițoniu Iacob și sunt profesor de chimie la Colegiul Tehnic Energetic. Astăzi vom discuta despre o noțiune care a fost de interes încă de la începuturile omenirii, și anume noțiuni de termochimie, în care vom discuta pe larg despre reacții exoterme, reacții endoterme, entalpia de reacție, legea lui Hess și căldura de combustie, arderea hidrocarburilor, căldura de neutralizare și căldura de dizolvare. Așadar, termochimia, în general, studiază efectele termice ale reacțiilor chimice pe baza principiilor termodinamicii. Aproximativ 90% din căldura pe care o utilizăm de zi cu zi este provenită din reacții exoterme. Ce este o reacție exotermă și una endotermă, vom afla în continuare. Atunci când scriem o ecuație, de obicei o scriem fără stările de agregare. Însă, pentru a scrie corect o ecuație termochimică, trebuie să indicăm stările de agregare și căldura care participă la această reacție. De exemplu, S reprezintă solid, L lichid, G gazos iar AQ reprezintă o soluție apoasă. Luăm spre exemplificare reacția carbonatului de calciu solid cu acidul sulfuric, adică soluție, când rezultă sulfat de calciu solid, dioxid de carbon gazos și apă lichidă. Însă, această reacție este însoțită și de o cantitate de căldură, care se degajă. Un alt exemplu ar fi descompunerea Hidrogenul carbonatului de sodiu solid acceptă căldură și formează carbonat de sodiu solid, dioxid de carbon gazos și apă în stare gazoasă. Observăm că putem scrie aceste reacții în două feluri, adică odată căldura se degajează și odată căldura este absorbită. Așadar, Reacțiile exoterme sunt acele reacții care au loc cu degajare de căldură și le scriem de obicei ca fiind reactanții rezultă produși de reacție plus Q. Prin Q înțelegem căldură. Dacă trecem Q în partea stângă, putem scrie reactanți minus Q rezultă produși de reacție. O reacție endotermă, în schimb, este acea reacție care are loc cu absorpție de căldură și o putem scrie, general, ca fiind reactanți plus Q, rezultă produși de reacție. Această reacție o puteți găsi și sub forma reactanți, rezultă produși de reacție minus Q, adică am trecut valoarea lui Q în partea dreaptă. Cantitatea de căldură cedată într-o reacție exotermă sau acceptată într-o reacție endotermă se numește căldură de reacție. Căldura degajată într-o reacție exotermă sau căldura absorbită într-o reacție endotermă, care se desfășoară la presiune constantă, reprezintă variația unei mărimi de stare numită entalpie. Entalpia o notăm cu litera H mare. Dacă considerăm generic o reacție ca fiind formată din reactanți în care rezultă produși de reacție, atunci entalpia de reacție sau variația entalpiei de reacție este egală cu suma dintre entalpiile de formare ale produșilor și coeficienții substanțelor care au rol de produși minus suma tuturor entalpiilor de formare standard ale reactanților, ținând cont de coeficienții stoichiometrici ai reactanților. Dacă reprezentăm grafic valorile entalpiilor reactanților și a produșilor, într-o reacție endotermă observăm că entalpia reactanților este mai mică decât entalpia produsilor de reacție. Așadar, valoarea variației de entalpie este mai mare decât 0 într o reacție endotermă, iar valoarea căldurii este mai mică decât 0. Dacă luăm spre exemplificare o reacție exotermă, observăm că valoarea entalpiei reactanților este mai mare decât cea a produsilor de reacție. Așadar, putem afirma că entalpia de reacție într-o reacție exotermă este mai mică decât 0. Așadar, căldura fiind mai mare decât 0, adică are valori pozitive. Am vorbit despre entalpia molară de formare însă nu am precizat ce este. Așadar, prin condiții standard, înțelegem presiunea de o atmosferă și temperatura de 298 de Kelvin. Iar variația de entalpie a reacției de sinteză a unui mol de substanță compusă din elementele componente reprezintă entalpia molară de formare a substanței respective. Aceasta se măsoară în kilojuli per mol. Și se notează delta indice F, H mare, la puterea 0, care înseamnă standard, indice substanța corespunzătoare. Cu ajutorul entalpiei molare de formare standard, putem aprecia stabilitatea anumitor substanțe. De ce? Pentru că cu cât o substanță are entalpia molară de formare standard mai mică, cu atât substanța este mai stabilă. Și avem aici un exemplu. Entalpia molară de formare standard a dioxidului de carbon gazos este minus 393,5 kJ per mol. Iar entalpia molară de formare standard a monoxidului de carbon gazos este minus 110,5 kJ per mol. Cum? Minus 393,5 este o valoare mai mică decât minus 110,5. Putem deduce că dioxidul de carbon este mai stabil termodinamic decât monoxidul de carbon. Vă propun să rezolvăm o aplicație cu ajutorul noțiunilor studiate până acum. Așadar, etena se poate oxida cu ozon pentru obținerea acetaldehidei. Ecuația termochimică a reacției care are loc este etenă plus ozon rezultă acetaldehidă plus oxigen plus 362,3 kJ. Amic, notați valoarea variației de entalpia a reacției. B mic, precizați tipul reacției având în vedere schimbul de căldură cu mediul exterior și C mic, Calculați entalpia molară de formare standard a etenei, utilizând entalpiile molare de formare standard pentru acetaldehidă și pentru ozon. Așadar, pentru AMIC avem valoarea căldurii plus 362,3 kJ, cum căldura este egală numeric, dar de semn schimbat cu entalpia de reacție, deducem că entalpia de reacție are aceeași valoare, dar fiind un număr negativ, deci minus 362,3 kJ. Minus 362,3 este un număr negativ, deci mai mic decât 0. Asta înseamnă că reacția este exotermă. Iar la B mic trebuie să scriem prima dată ecuația, matematică dintre entalpia de reacție și entalpiile molare de formare standard a substanțelor implicate în reacție. Așadar, observăm că produsii noștri sunt acetaldehida și oxigenul. Deci, entalpia de reacție este entalpia molară de formare standard pentru acetaldehidă plus entalpia molară standard pentru oxigen minus substanțele cu rol de reactant. Deci minus entalpia molară de formare standard a etenei minus entalpia molară de formare standard a ozonului. Observăm că toate aceste substanțe au coeficientul 1. Deci, fiecare entalpie molară de formare standard trebuie mulțită cu 1 matematic, putem să nu-l mai punem. Pentru a afla entalpia molară de formare standard a etenei, trecem acest termen în partea stângă și obținem relația. Entalpia de formare standard pentru etenă este egală cu entalpia molară de formare standard a acetaldehidei plus entalpia molară de formare standard a oxigenului. Minus entalpia molară de formare standard a ozonului și minus variația entalpiei de reacție. Substanțele simple, cum este oxigenul, au entalpia molară de formare 0. Așadar, înlocuind numeric, obținem valoarea entalpiei de formare standard a etenei ca fiind plus 52,4 kJ per mol. Legea lui Hess ne spune căldura absorbită sau degajată într-o reacție chimică este aceeași indiferent dacă transformarea are loc într-o singură etapă sau în mai multe etape. Așadar, dacă considerăm substanța A trece în substanța B, există o singură etapă. Etapa este caracterizată de entalpia de reacție 1. Însă, mai există un drum pe care A îl poate parcurge pentru a ajunge la substanța B. Și anume, A trece în D, D trece în E, iar E trece în B. Fiecare etapă este caracterizată de o variație de entalpie. Putem deduce că cele două drumuri sunt egale din punct de vedere termodinamic. Deci, entalpia de reacție 1 este egală cu suma entalpiilor de reacție 2, 3 și 4. Cum aplicăm legea lui Hess într-o aplicație, într-o problemă la examenul de bacalaureat? Se consideră următoarea problemă. Ecuația reacției de oxidare a amoniacului este amoniac gazos plus oxigen gazos rezultă azot gazos plus apă în stare gazoasă. Calculați variația de entalpie în reacția de oxidare a amoniacului utilizând ecuațiile termochimice și observăm că avem două ecuații. Pentru rezolvare, scriem cele două ecuații: azot plus hidrogen rezultă amoniac și hidrogen plus oxigen rezultă apă. Tragem o linie sub acestea și scriem ecuația la care vrem să ajungem, adică reacția de oxidare a amoniacului. Pentru asta, trebuie să urmărim ce substanțe ni se formează? Adică 4 moli de amoniac gazos. Găsim amoniacul în cele două reacții aici. Trebuie să ținem cont că trebuie să aibă același coeficient și să se regăsească de aceeași parte față de săgeată. Dacă nu se găsesc cele două uh, componente pe aceeași parte față de săgeată, trebuie să mulțim cu un număr negativ. De aceea, eu în final am nevoie de 4 mol de amoniac, însă aici am doar 1. Așadar, voi mulți cu 4, însă, pentru că amoniacul la final se găsește în partea stângă, iar inițial în partea dreaptă, mulțesc cu minus 4. Oxigenul îl mai găsesc în a doua reacție. Eu la final am nevoie de 3 mol de oxigen, însă aici am doar 1 pe 2 mol de oxigen. Așadar, 1 pe 2 oricât egal cu 3, răspunsul este 6. Este un număr pozitiv pentru că oxigenul și inițial și final se găsesc pe aceeași parte de săgeată. Entalpia de reacție a ecuației finale este egală cu minus 4 entalpia de reacție 1 plus 6 în talpia de reacție 2. Înlocuiesc numeric și obțin valoarea minus 1267,2 kJ. Căldura care se degajă la arderea unității de masă sau de volum a unui combustibil se numește căldură de combustie. Arderea hidrocarburilor conduce de fiecare dată la formarea dioxidului de carbon a apei și a unei cantități de căldură. Aici aveți ecuația de ardere a unei hidrocarburi generalizată. Vă propun următoarea problemă. Ecuația termochimică a reacției de ardere a acetilenei, utilizată pentru obținerea flăcării oxiacetilenice, este acetilenă gazoasă plus oxigen gazos rezultă dioxid de carbon gazos și apă gazoasă calculați căldura degajată la arderea 5 mol de acetilenă exprimată în kilojuli știind că variația de entalpia acestei reacții este 1254,7 kJ. Notăm datele problemei, avem 5 mol de acetilenă, iar entalpia de reacție este minus 1254,7 kJ. Ne folosim de formula Q, căldura este egală cu minus numărul de moli ori entalpia de reacție, înlocuim numeric și obținem 6273,5 kJ. O reacție de neutralizare reprezintă reacția dintre un acid și o bază. Căldura molară de neutralizare, numită și entalpia molară de neutralizare, reprezintă cantitatea de căldură degajată în reacția unui mol de ion hidroniu cu un mol de ion hidroxid. Căldura molară de neutralizare a acizilor tari monoprotici cu baze tari monoprotice în soluția poasă diluată nu depinde de natura reactanților și are o valoare constantă. Observăm, valoarea căldurii de neutralizare este 57,27 kJ. Deducem Q mai mare decât 0, adică are valoare pozitivă, reacția de neutralizare este o reacție exotermă. Haideți să rezolvăm următorul exercițiu. Scrieți ecuația reacției de neutralizare a hidroxidului de sodiu cu acidul clorhidric, iar B se tratează 200 grame soluție de hidroxid de sodiu de concentrație procentuală masică 4% cu cantitatea stoichiometrică necesară dintr-o soluție de acid clorhidric. Determinați căldura degajată la neutralizarea hidroxidului de sodiu din soluția cu acidul clorhidric, exprimată în kilojuli. Amic, hidroxid de sodiu plus acid clorhidric, hidroxidul de sodiu este o bază, acidul clorhidric Fiind un acid, este o reacție de neutralizare, din care rezultă de fiecare dată o sare și apă. Sarea este clorura de sodiu plus apă. Iar la B mic notăm datele problemei, observăm 200 grame soluție și o notăm MS egal cu 200 de grame. Iar concentrația. Procentuală masică 4%, notăm C mic egal cu 4%. La examen o să aveți în partea de jos a subiectului notată valoarea căldurii de neutralizare sau valoarea entalpiei unei reacții de neutralizare. Și este o constantă, am spus-o și mai devreme, minus 57,27 kJ per mol. Trebuie să aflăm căldura degajată în reacția de neutralizare descrisă de problemă. Ne folosim din nou de formula Q este egal cu minus n, adică numărul de moli ori variația entalpiei de neutralizare, însă nu știm numărul de moli. Pentru asta aflăm masa substanței dizolvate din soluție, cunoscând masa soluției și concentrația procentuală masică, înlocuim numeric și obținem 8 grame de hidroxid de sodiu. Masa molară a hidroxidului de sodiu este egală cu 40 g per mol, iar numărul de mol este egal cu raportul dintre masa în grame și masa molară. Înlocuind numeric, obținem 0,2 mol hidroxid de sodiu revenind la formula inițială de calculare a căldurii, înlocuim numeric și obținem 11,454 kJ. Am vorbit data trecută despre dizolvare și am observat că dizolvarea poate fi exotermă sau endotermă. Așadar, temperatura solventului înainte de a adăuga o substanță dizolvată, o notăm cu T1, iar temperatura soluției obținute o notăm cu T2. Așadar, variația temperaturii o notăm cu delta T și este egală cu T2 minus T1. Căldura care se degajează sau se absoarbe în procesul de dizolvare este egală cu masa ori căldura specifică ori variația temperaturii. Haideți să aplicăm această formulă în rezolvarea unei aplicații. La arderea unui combustibil se degajă 56.430 kJ. Determinați cantitatea de apă exprimată în kilomoli care poate fi încălzită de la 5 grade Celsius la 80 de grade Celsius, utilizând căldura degajată la arderea combustibilului se consideră că nu au loc pierderi de căldură. Notăm datele problemei. La arderea unui combustibil se degajă 56.430 kJ, aceasta fiind căldura. Trebuie să determinăm cantitatea de apă exprimată în kilomoli, știind T1 5 grade Celsius, T2 80 grade Celsius, iar căldura specifică este indicată de fiecare dată în partea de jos a subiectului de examen și este egală cu 4,18 kJ ori kg la minus 1 ori Kelvin la minus 1. Calculăm variația temperaturii ca diferență între temperatura 2 și temperatura 1 obținem 75 de grade. Căldura, după cum am spus mai devreme, este egală cu masa soluției, ori căldura specifică, ori variația temperaturii. Acum, tot ce rămâne este să transformăm aceste kilograme în kilomoli. Masa molară a apei este egală cu 18 grame per mol. Înlocuim în formula de calcul a numărului de mol, adică masă în Kilograme de data aceasta pe masa molară, deci 180 împărțit la 18, este egal cu 10 kilomoli de apă. Așadar, la revedere pe data viitoare! Prieteni, lecțiile de astăzi au ajuns la final și vă mulțumim pentru că vă pregătiți cu noi pentru examene. Cursurile vă stau la dispoziție și online pe site-ul tvr.ro, dar și pe canalul de YouTube al Televiziunii Române. Ne revedem și mâine, tot de la ora 15, când vă aștept cu alte cursuri la fel de interesante și utile. Vă doresc o zi cât mai plăcută!